Bună, Johan, vă salută! Înainte de a începe acest videoclip, vă reamintesc de provocarea lansată. Mă refer la abonații de pe acest canal. Detaliile le las sub videoclip. O persoană o să primească o sculă profesională. Oricum, vă mulțumesc că urmăriți canalul meu sau acest videoclip și puteți să vă și abonați dacă doriți. În acest videoclip vă arăt niște shield-uri făcute din aluminiu. Trebuie să fac în locul shield-urilor vechi. Nu sunt originalele de pe dulapurile pe care trebuie să le montez, dar sunt ceva de genul ăsta. Nu am găsit nici eu și atunci am făcut niște shield-uri simple. Aceste orificii o să trebuiască să le fac la fața locului, pentru că sunt alte tipuri de chei, alte dimensiuni și nu vreau să le fac prea mari. Din astea sunt, dar din astea mi s-a cerut să fac niște shield-uri în stil modern. Astea sunt shield-urile. Aici o să trebuiască să le finisez și să fac orificiu exact cât este cheia de la dulapul respectiv sau dulapurile, sunt mai multe. O să îngrop niște șuruburi, eu prefer șuruburi să pun, sunt niște șuruburi mici. O să fac locașul pentru capul șurubului să fie îngropat în shield. Deci astea sunt shield-urile pe care trebuie să le montez. Cu o mică pilă, cum le-am făcut? O să vă explic foarte rapid. Am găurit, bineînțeles că am luat măsurătorile mai mari decât dimensiunile pe care mi le-a trimis și am făcut o gaură cu burghiu și în partea de jos am făcut două găuri mici. Și cu ajutorul unei pile am dat forma sau forma unei amprente de cheie, cum intră o cheie, dar nu este la dimensiunea cheii originale pe care trebuie să o văd și să ajustez fiecare gaură în parte. Deci astea sunt shield-urile în stil modern, mi s-au cerut și le-am făcut. Nu uitați de asta, este cea mai bună rețetă. Ioan vă mulțumește că ați urmărit acest videoclip și vă dorește o zi super faină. Vă mulțumesc!